Și atunci când crezi că le-ai văzut pe toate, apare gospodarul care își tunde iarba cu blenderul de la bucătărie. Un clip video care a făcut senzație pe rețelele de socializare arată că imaginația omului nu cunoaște limite. Un bărbat s-a hotărât să-și tundă iarba din jurul casei folosindu-se tocmai de o ustensilă din bucătărie, blenderul vertical. Când ai curtea mică și timp mult liber, mare-i grădina ta, Doamne, dar nu credeam că există și așa ceva. Ce faci, cremă de iarbă? Poate e plătit la oră. Oare cât a fumat înainte de asta? Sunt doar câteva comentarii ale internauților, relatează mesajul.ro.